Bună ziua și bine v-am găsit la cel de-al treilea laborator de programare Java. Astăzi o să discutăm în special despre interfețe și clase abstracte, dar nu numai. În regulă, hai să ne creăm un nou proiect. Mergem aici la File, New, Java Project. O să zic eu Lab 3. Acum, la nivel de jurie, da, de versiune de Java, o să merg pe Java 8. Nu e nicio problemă, ceea ce o să facem azi funcționează cam pe toate versiunile de Java, da? Nu puteți să lucrați cu orice versiune, codul ar trebui să fie la fel. Ok, și acum, asemănător cu ce am făcut data trecută, o să ne creăm niște pachete. Da? Spuneam data trecută că ele ne ajută să organizăm clasele similare într-o formă astfel încât să fie grupate. Da? Sunt o modalitate de a grupa clase fie cu un comportament similar, fie care au un context similar, de genul, nu știu, clase legate de criptarea datelor. Da? Și atunci fac un pachet numit criptografic sau ceva de genul ăsta. Și atunci acolo sunt doar clase legate de criptarea datelor. Sau poate sunt clasele care formează doar business logic-ul aplicației. Și atunci poate fac un pachet business logic sau models sau cumva de genul ăsta. Da? Deci le grupez după anumit criterii într-un pachet. Hai să ne adăugăm un pachet nou și o să zic eu new package și spun raw.ac.acs.interfaces. Acum, ce e o interfață? Da, data trecută am creat doar clase. Ce reprezintă o interfață? În C++, interfața e doar o convenție, până la urmă. Nu există noțiunea propriu-zisă de interfață, ci e doar o clasă care are doar funcții virtuale pure. Da? În C++, o clasă abstractă avea cel puțin o funcție virtuală pură, iar dacă într-o clasă nu puneam nimic altceva, deci nu atribute, nu funcții concrete, nimic altceva decât funcții virtuale pure, care erau alea cu egal cu zero, atunci clasa respectivă se numea interfață. Dar din nou, era o convenție. Și atunci, dacă în C++, în interfața, era o convenție, în Java avem cuvânt cheie separat. La fel cum avem class, avem și interface. Da? Și atunci dăm click stânga, click dreapta, spunem new și apoi avem aici interface. Și o să-i spunem interfeței taxable. Da? Interfețele de obicei în Java se termină în able. Da? Gen taxable o să vedem azi, clonable sunt și altele, da, serializable se termină în able pentru că dau un comportament, un comportament de a fi taxabil, comportamentul de a fi clonabil, serializabil, etc. Da? Și vrem ca orice clasă va deriva această interfață, da, să aibă comportamentul de a fi taxabil, deci să există o metodă care calculează taxele, să zicem impozitele. Da, m-am gândit la ideea de impozabil. Comportamentul de a fi impozabil. Și o să creăm imediat o clasă numită mașină. Mașina este un bun impozabil și atunci trebuie să calculăm taxa pentru acea mașină, impozitul anual, să zicem. Da, și atunci creez în interiorul interfeței doar echivalentul funcțiilor virtuale pure din C++, care aici se numesc funcții abstracte sau metode abstracte. Deci o să zic eu public, să zicem double, da, compute tax. Calculează impozit. Da? Și atunci oricine derivează interfața asta e obligat să vină și să supra-definească această metodă. Da? După cum spuneam data trecută, în Java toate metodele sunt virtuale, deci nu e nevoie să mai vin și să zic virtual, pentru că absolut toate sunt virtuale, iar într-o interfață, metodele în mod automat sunt și abstracte, care este echivalentul pentru metode pure, da? Virtuale pure, să zicem. Pot să spun public abstract double compute tax, am voie, dar se subînțelege. Într-o interfață, n-am voie să pun decât astfel de metode abstracte și nimic altceva, cu excepția constantelor și de le descoperim imediat și pe acestea. Da, scopul interfețelor este acela de a da un comportament ca atunci când sunt derivate să vin și să supra-definesc această metodă, da? Să-i dau un comportament concret. De asemenea, mai există conceptul și hai să ne mai creăm un nou pachet. Deci are și click stânga, click dreapta. Punem new package și creăm raw.ac.acs.classes cu 2 de S. Și aici are și dăm click stânga, click dreapta și hai să creăm clasa new class, clasa vehicle, da, vehicle.
Da, vedeți că aici am lăsat-o publică, vedeți și că superclasa e object, da? Spuneam că în Java toate clasele derivează automat object, nu e nevoie să vin eu să spun explicit că derivează ceva, și absolut toate derivează object. Și hai să spunem că un vehicul are un nume și o viteză. Private, să zicem string, name, sau producător, name, ok, să zicem name. Putem să mă gândesc la producer, da, ok, name, numele vehiculului și un private int speed, să spun. Viteza cu care se deplasează acest vehicul. Perfect. Spuneam că în Java vizibilitatea default e package și atunci trebuie să vin să le spun explicit că sunt private, altfel putând fi accesate de alte clase care sunt în acest pachet. Hai să facem un constructor implicit, public vehicle, să spunem că numele e un șir vid, da? Pentru că el fiind tip referențial, string e scris cu S mare, nu e primitivă, da? E tip referențial, asta înseamnă că implicit e null și n-aș vrea să rămână cu valoarea de null și atunci îi dau un șir vid. Speed egal cu, nu știu, să zicem, 1 km pe oră, să se miște implicit 1 km pe oră. Și acum, odată cu crearea interfeței, pot să vă spun deja care sunt cele trei tipuri referențiale din Java, cele trei categorii de tipuri referențiale din Java, da? Pentru că în Java avem aceste două mari categorii de tipuri de date. Avem odată primitivele, cum e cazul lui int, și avem int, short, long, dacă e vorba de numere în virgulă fixă, numere în virgulă mobilă, double, float, apoi boolean, care e valoarea de adevăr, char, care salvează un singur caracter, byte, salvează un singur byte, și așa mai departe. Sunt mai multe tipuri și ele se salvează în stack, în stivă, exact așa cum sunt, cu valoarea. Celelalte tipuri referențiale, în cazul lor, în stivă se salvează o adresă, iar în heap e alocat efectiv spațiu de memorie unde la acel spațiu de memorie găsesc efectiv variabila. Da? Cu precizarea că spațiul de memorie îl aloc eu și de dezalocat îl dezalocă garbage collector-ul. Și atunci există trei mari categorii de tipuri de date referențiale în Java. Clasele, class, da? Orice instanță a unei clase va fi salvată în heap. A doua categorie de tipuri referențiale sunt interfețele. Chiar dacă nu putem să creăm instanță de interfață, pot să-mi declar o variabilă de tipul interfeție, va fi de fapt o referință către tipul respectiv, dar nu și un obiect concret. Și cea de-a treia categorie, am văzut o data trecută, enum-ul. Ați văzut că dacă în Java, scuze, dacă nu dăm valoare unui enum, rămâne nul. Deci astea trei categorii de date sunt referențele în Java. Class, interface, enum. Perfect. Hai să mai creăm un constructor cu parametri. Public vehicle. Să zicem de string name int speed. Da? Numele și viteza. O să spun this.name, ceea ce e obligatoriu, pentru că altfel acest nume va fi egal cu el însuși, dacă scriu doar name egal cu name, și atunci pentru că ar fi o confuzie și variabilele locale au prioritate față de cele globale, atunci ca să mă refer la cel global, la atributul clasei, o să spun this de fiecare dată. La fel și pentru speed. This.speed egal cu speed. Perfect. Hai să creăm și doi getteri pentru cele două atribute. Ca și data trecută, click dreapta, source, generate getters and setters și din listă vreau doar get name și get speed. Nu vreau în totalitate, da? Adică și getter și setter, ci doar getter pentru ele. Și generez. Da? Și mi-a creat automat get name și get speed. Doar că această clasă vehicul vreau să fie o clasă abstractă, da? Nu o clasă concretă. Adică vreau să aibă o funcție virtuală pură, cel puțin echivalentul ei în Java. Da? Dacă vorbim de C++, acolo e funcție virtuală pură. În Java spuneam că se numește o funcție abstractă. E o funcție care nu are încă un corp, dar nu face nimic, ci doar obligă clasele care derivează vehicul să implementeze această funcție, să-i dea un înțeles. Și o să zic eu public void move. Da? Această funcție și abstract, scuze. Public abstract void move. Da? E o funcție abstractă sau o metodă abstractă care va trebui implementată de clasele cealaltă să-i dau un înțeles. Acum vedem ce se mai întâmplă. Bineînțeles, dacă am făcut asta, clasa mea trebuie să devine și ea o clasă abstractă, iar în Java avem cuvânt cheie separat. Da? Trebuie să zic public
abstract class vehicle. Da? Și atunci vedeți că erorile de compilare au dispărut și clasa aceasta a devenit o clasă abstractă. Și în Java, la fel ca și în alte limbaje orientate obiect, clasele abstracte și interfețele nu pot fi instanțiate, nu pot să creezi instanțe ale lor, dar în schimb pot să declar referințe de acel tip. În regulă, hai să adăugăm funcția main. Deci o să dau click pe SRC, am nevoie de un pachet separat, prima dată new package, raw.ase.acs.main și aici adăugăm o clasă în care o să existe funcția main. Click stânga, click dreapta pe acest pachet, new class, main cu mă mare și bifăm aici că vrem metoda public static void main. Perfect, și dăm finish. Ok, și ceea ce ziceam mai devreme e că eu pot veni aici să spun, de exemplu, taxable t. Sau, bineînțeles, trebuie importat. Da? Mă duc la sfârșitul taxable, control space și mi l-a importat automat din row ACAC interfaces. La fel și la vehicle, da? Pot să mă duc să zic vehicle v. Iarăși, control space și l-a importat. Da? Pentru că în Java, o declarație de genul ăsta nu implică apelul constructorului, ci t și v sunt două referințe care momentan au valoarea null. Da? Se comportă ca niște pointer din C++ și atunci ăsta e motivul pentru care am voie să declar taxable t, respectiv vehicle v. N-am voie să zic egal cu nu taxable sau egal cu nu vehicle, dar doar să le declar e ok. Hai să ne întoarcem acum în exemplu precedent, da? Și o să vreau să-mi creez o clasă concretă, că momentan, ok, am declarat două referințe, dar nu pot instanția nimic. Și în classes dau click stânga, click dreapta și o să zic new class, da, nu mai creez încă un pachet, ci folosesc pachetul existent și creez clasa mașină, adică clasa car. Și dau finish. Da, și am public class car. Acum hai să vedem cum se face derivarea în Java. Da? Vreau ca această clasă car prima dată să deriveze interfața taxable. Da? Pentru că mașina e un bun impozitabil, să zic, sau impozabil, atunci vreau ca să implementez metoda computeTax. Și atunci pot să merg public class car și apoi să zic implement taxable. Da? Deci derivarea în Java din interfețe se face folosind cuvântul cheie implement. O să dau aici control space ca să import taxable. Situație în care clasa mea acum a moștenit o metodă abstractă din taxable și are două opțiuni. Fie implementează metoda respectivă, adică o supra-definește, fie devine o clasă abstractă. Da? Pentru că are o metodă abstractă moștenită din taxable. Și dacă dăm click aici, da, vedem cele două opțiuni. Add an implemented methods, make type car abstract. Da, astea sunt cele două opțiuni. O să merg pe prima opțiune și o să dau dublu click. Da? Deci dăm click pe acest beculeț din stânga și apoi dublu click pe add unimplemented methods. Situație în care automat în supra-definește metoda computeTax, bineînțeles, returnează 0 de fiecare dată, că nu are de unde să știe detalii legate de mașina mea și de cum vreau să implementez eu această metodă. Dar oricum, am implementat metoda, da? Avem acest arunt override deasupra, discutăm media și despre el. Se cheamă adnotare, cum vă ziceam poate și data trecută. Și totodată mașina este și un vehicul, așa că vreau să derivez și vehicul. În Java există cuvinte cheie separate pentru derivarea din clase și derivarea din interfețe. Pentru clase am extends, iar pentru interfețe am implements. Și atunci extends tot timpul e înainte de implements, o să zic extends vehicle, implements taxable. Acum, mașina mea a moștenit din vehicul numele, viteza, dar și o metodă, cei doi constructori, cel puțin parțial, pentru bucata din obiect legată de vehicul, dar și metoda abstractă move. Și atunci, cât timp eu nu supra-definesc și acea metodă, iarăși, clasa mea are două opțiuni. Devine abstractă sau implementează metoda. Iarăși, să dau click aici și apoi spun încă o dată, dublu click, add unimplemented method. Situație în care, da, am computeTax și move. Cele două metode nu fac nimic momentan, dar au fost supra-definite. Pentru că s-a dorit evitarea moștenirii în ROM, în Java avem voie să derivăm multiplu doar dintr-o clasă și mai multe interfețe. Da, deci o singură clasă, pot să zic extends și o singură clasă,
implement câte interfețe vrea eu, taxable, virgulă, altceva, virgulă, altceva și așa mai departe. Pentru că problema moștenirii în ROM se punea la nivel de metode concrete și atribute care se moșteneau de două ori. Metodele abstracte sunt metode abstracte. Ele se moștenesc ca și principiu, dar trebuie implementate ca să aibă un sens. Și atunci, în acest fel, se evită destul de ușor problema moștenirii în ROM din alte limbaje care permit moștenirea multiplă. Da? Prin faptul că am voie să derivez o singură clasă și mai multe interfețe. Și acum, întorcându-mă la ce ziceam mai devreme, acesta este motivul pentru care, dacă într-o clasă abstractă, de exemplu, aș avea doar metode abstracte, e mult mai ok să o transform într-o interfață, pentru că am voie să derivez mai multe interfețe. Pe când dacă aș lăsa o clasă abstractă, o clasă nu poate deriva două clase. Chiar dacă una dintre ele este abstractă sau chiar dacă amândouă sunt abstracte, tot timpul o clasă în Java poate să deriveze o singură altă clasă, e adevărat, cu excepția lui Object, care este automat derivat de către toate clasele din Java, dar el nu se pune la socoteală. Acum, clasa noastră mașină a moștenit numele și viteza din vehicul. Nu le poate accesa pentru că sunt private, dar ele sunt moștenite. Da? Și atunci vreau să mai introduc două atribute aici, să zicem private string color, culoarea mașinii, și capacitatea cilindrică, ca să putem calcula impozitul. Da? Private, hai să zic int și dau un centimetri cub, nu în litri, int capacity. De obicei, în România, știți că capacitatea cilindrică, impozitul anual e calculat pe baza capacității cilindrice. Acum nu o să respectăm chiar formula reală, dar pe acolo, da? Încercăm să facem o formulă cât mai apropiată de realitate. Perfect. Și acum vreau să creez un constructor pentru clasa car. Da? Public car. Și aici spunem color egal cu, și pot să spun, de exemplu, white, da? Să zicem că culoarea implicită e albă, se întâmplă asta la multe mașini, dacă lași culoarea implicită, vine albă mașina, vopsită, și capacity, să zicem capacitatea cilindrică, egal cu, să mergem pe ideea de 49 de centimetri cub. Nu cred că există mașină sub 49 de centimetri cub și astea sunt microcarurile, cele care se pot conduce de la 16 ani, cred. Ok, hai să creăm și un constructor cu parametri, zicem public, car. Dar aș vrea să dau valoare totuși și pentru nume, și pentru viteză, și pentru culoare, și pentru capacitate. Și atunci zic string nume, da? Chiar dacă nu le pot accesa după aia, le pot trimite către constructorul de dincolo, din clasa de bază, din vehicul, și să le obțin cu getter. Deci nume, int speed, de fapt am zis în engleză, string name, int speed, string color, și int capacity. Și atunci se pune problema cum pot să apelez constructorul din clasa de bază. Folosind cuvântul cheie super. Și atunci spun aici super de name și speed. Da? Super înseamnă apelul constructorului din clasa de bază. Și apoi pot să zic direct this.color egal cu color, this.capacity egal cu capacity. Și condiția este ca super, ca și apel, să fie tot timpul pe prima linie a constructorului. Dar n-am voie să fac ceva de genul ăsta. Da, vedeți când dă eroare, spune constructor call must be the first statement in a constructor. Da? Deci obligatoriu să fie tot timpul pe prima linie. Acum, la constructor implicit pot să zic super și atât, cu toate că automat constructorul implicit, adică fără parametri, vreau să zic, apelează constructorul fără parametri din clasa de bază. La fel și aici, dacă uitam să spun super de name și speed, se apela automat constructorul implicit din clasa de bază, care îmi făcea numele și vid și viteza 1, doar că cele de aici n-aveam cum să le trimit mai departe, să le salvez în obiectul curent. Ele se moșteneau, dar rămâneau cu valorile acelea, pentru că atributele sunt private, nu sunt protected, ca să poată să fie accesate din clasele derivate și nu există setări. Perfect. Așadar, iarăși o întrebare comună, de ce clasele abstracte au constructori dacă nu pot să instanțez obiecte din ele? Și răspunsul e că aceste clase au constructori pentru că scopul acelor constructori nu e să mă ajute pe mine să creez obiecte, ci e să acei constructori sunt puși acolo ca să fie apelați din clasele derivate. Da? Ca aici. Sau ca aici. Da? Deci mă ajută pe mine în clasele derivate, nu mă ajută să creez instanțe
ale claselor abstracte, că n-am voie să fac asta. Am eroare de compilare dacă încerc să fac acest lucru. Hai să vin aici și să creez niște getter și niște setter pentru culoare și capacitate. Da? Mă duc mai jos, iarăși merg la source, generate getters and setters, selectez capacity și color și dau generate. Da? Și în mod automat mi-a fost generat și getterii și setterii. Acum când vine vorba de move, o să zic, o să merg simplu și o să zic aici un sysout, the car is moving. Și atât, afișează un mesaj. Iar în ceea ce privește calcularea taxei, o să merg pe, v-am zis, inspirat puțin din modul în care se calculează taxa în România, o să zic ceva de genul, dacă are până în 2 litri, atunci taxa e de 50 de lei per litru, dacă are peste 2 litri, 100 de lei per litru, să zicem. Da? Și atunci aș putea să zic ceva de genul ăsta, dacă capacity e mai mic decât 2000 de centimetri cubi, atunci o să vin aici și o să spun că vreau să returnez valoarea respectivă, da? Capacity împărțit la numărul de litri, da? Împărțit la 1000, ori 50, am zis, da? Else. Return capacity împărțit la 1000 ori 100. Ok, deci aici e nevoie să facem un cast ca să forțăm, da, transformarea int-ului în float, astfel încât împărțirea se facă cu virgulă și să nu-mi returneze partea întreagă a împărțirii. Mă duc acum în main și ce pot să fac? Pot să spun acum că pot să-mi creez o mașină, bineînțeles. Da, uite, pot să vin aici să zic, la taxable, să zic car, car egal cu new car, bineînțeles trebuie importat, car egal cu new car de, să zicem, Dacia, ce aveam în continuare, viteză 90, culoare neagră, black, și motor 1400, să zicem. Da? Pot să vin acum să zic sysout de car.get name și ar trebui să returneze Dacia. Hai să vedem. Și am obținut Dacia. Perfect până aici. Acum, ce se întâmplă cu taxable și cu vehicle? Pentru că ce avem noi acolo e o metodă virtuală, chiar virtuală și abstractă, eu pot folosi acum taxable, de exemplu, ca să folosesc o referință la mașină. Da, aș putea să zic aici taxable egal cu car. Pot să fac asta, da? Că e upcasting. Car fiind derivat din taxable, atunci înseamnă că o mașină poate fi transformată într-un obiect taxabil. Și atunci pot să zic t punct și bineînțeles am nevoie de t punct și o să pot accesa doar ce e în object sau ce e în taxable, nu tot ce e în mașină. De exemplu, vedeți că get car, nu, get name sau get color, n-am. Am compute tax, ceea ce mă interesa. Și bineînțeles că eu când zic t.compute tax, nu o să se calculeze, nu se apeleze metoda din taxable, că nici nu are sens, metoda respectivă nu are un corp acolo ca să calculeze ceva, ci se apelează metoda din car. Da? Supra-definirea care are loc la momentul execuției, el verifică ce e salvat efectiv în t ca adresă, își dă seama la momentul execuției că e o adresă de mașină, nu e o adresă de altceva. Bineînțeles, pot să-mi fac acum barcă, casă, etc., toate derivate din taxable și în funcție de adresa cui pun în acest t, că e adresă de mașină sau adresă de barcă sau adresă de apartament, să spunem, sau casă, apelează metoda din clasa respectivă. În cazul meu apelează metoda din car. Hai să vedem aici un double tax și hai să o afișăm cât ar fi taxa. Dacă am calculat bine, tax. Cred că e 70 de lei ar trebui să ne dea. Dacă e 1400 împărțit la 1000, 1,4 ori 50, 70. Ok, avem 70. Aceeași idee și pentru vehicul, da, pot să zic vehicul, de exemplu, egal cu new car, o să folosesc constructorul implicit data asta, da, și să zic v punct și iarăși pot să apelez doar metodele din object, respectiv metoda specifică vehicului, adică move, situație în care o să afișeze mașina se deplasează. The car is moving. Așa, ce vreau să mai spun în continuare, vreau să vă spun puțin despre cuvântul cheie final, care în Java are
1, 2, cel puțin 3 utilizări. O utilizare este pentru crearea de câmpuri constante. De exemplu, în taxable, vă spuneam că în interfețe am voie să declar și constante dacă vreau. Și de obicei constante respective se declară și statice, că eu neputând să instanțiez interfața, n-are sens să creez altceva, că nu o să pot să spun taxable t egal cu new taxable să zic t.ceva. N-are niciodată. Și atunci, câmpurile care se adaugă sunt automat și statice. Și pot să zic aici, de exemplu, public static final int, să zic min tax egal cu 50. Na, să zicem că avem o taxă minimă și niciodată nu se plătește o valoare sub 50 de lei. Da, e un fel de impozit minim. Ok, deci nu avem const în Java, ci avem final. În situația asta, pentru că int este o primitivă, final înainte de int înseamnă că valoarea nu se mai poate modifica. Da? Deci eu acum dacă merg, ia să mergem puțin în car ca să am acces, da, uite, o să modific compute tax și o să zic aici ce era, int era, da? Hai să zic chiar float. Float tax egal cu 0, da? Apoi aici o să zic tax egal cu chestia asta. Aici o să zic tax egal cu chestia asta, da? Și la sfârșit zic așa. O să folosesc operatorul ternar. Return, dacă tax e mai mic decât 50, atunci vreau să, pardon, mai mic decât min tax, scuze. Min tax, atunci vreau min tax, altfel, dacă era să ne întreb aici, da? Atunci vreau min tax, altfel vreau tax. Da? E un operator ternar. Dacă taxa e mai mică decât taxa minimă, atunci nu returnezi valoarea respectivă, ci taxa minimă. Altfel returnezi taxa, da? Astfel încât pentru valori de sub 50 de lei să obțin 50. Ei, eu acum dacă merg aici și încerc să modific, să zic min tax egal cu 20, da? Am eroare. Spune the final field cannot be assigned. Da? Deci ce e primitivă și are final în față, e automat constantă. Diferența se pune sau se face la tipurile referențiale. Pentru că eu acum dacă vin, uite, hai să mergem tot în car. Dacă vin aici și spun că mai creez o mașină-mașină, asta doar ca să vă arăt un exemplu. Vin aici și spun, hai să zic chiar private. Private, final, car, c. Da? Și acum am două posibilități. Vedeți că am erori în constructor, da? Și îmi spune the blank final field may have not been initialized. Adică am două posibilități. Ori îl inițializez la definire, cumva ca în C++. Ori, dacă nu îl inițializez la definire, sunt obligat ca în toți constructorii să-i dau valoare. Dar eu vreau să-l inițializez la definire și zic egal cu new car. Direct aici. Da? Altfel trebuia în toți constructorii să vin cu valoare pentru el. Pentru că după aia nu mai poate fi modificată. Dar de fapt în Java, ce nu mai poate fi modificat mai departe, nu e neapărat acea constantă la care vă gândiți voi. Pentru că eu dacă mă duc aici în constructor, ia uite, pot să zic q.capacity, q-ul meu, da? Punct capacity egal cu 20. Da? Și am voie să fac chestia asta. Și atunci, cum am voie să fac chestia asta? Că era constantă. De fapt, pentru tipurile referențiale, final nu face altceva decât să păstreze referința constantă, nu obiectul în sine constant. Adică eu acum pot să modific, dacă vreau capacity, pot să modific color, pot să modific ce ține de structura obiectului. Ce nu pot să fac este să zic că egal cu new car. Asta nu pot să fac pentru că asta ar schimba referința. Da? Și îmi spune aici că the final car cannot be assigned. Dar n-am voie să fac chestia asta pentru că acest lucru ar schimba adresa, iar adresa este constantă. Da? Deci în cazul tipurilor referențiale, faptul că am pus final înseamnă că adresa este constantă și n-am voie să modific, nu că n-am voie să modific atributele obiectului. Și acum se pune întrebarea, pentru ce tipuri de clase când punct final, automat n-am voie să modific nici atributul și nici obiectul. Adică se comportă ca primitivele, sunt constante, constante. Clasele imutabile. Da? Clasele imutabile, pentru că pentru o clasă imutabilă, ca să modific obiectul, trebuie să modific
ca să modific un atribut al obiectului, trebuie să modific obiectul cu totul și n-am voie să modific obiectul cu totul. De asta dacă, de exemplu, aici am un final string x egal cu ceva, da? Eu acum dacă, sau something, hai să merg mai departe pe engleză, da, eu acum dacă vin aici și zic, da, eu dacă vin acum și zic x egal cu something else sau ceva, un șir de caractere, imediat îmi dă eroare, spune că the final cannot be assigned, da? Pentru că altfel nu am cum să modific acel x, nu pot să zic x punct ceva. Și atunci, da, final funcționează la fel pentru, ca și pentru primitive, doar pentru clasele imutabile, mare grijă că la celelalte, pentru celelalte clase face doar referința constantă, nu întregul obiect. O să șterg câmpul. Aia a fost prima utilizare a lui final. Aici n-am utilizat final ca să marchez un atribut ca fiind constant. A doua utilizare a lui final la nivel de clasă, pot să zic public final class car. Ce se întâmplă când pun final la nivel de clasă? Înseamnă că acea clasă nu mai poate fi derivată mai departe. Da? Eu acum nu mai am voie să mai derivez car. Dacă vreau să fac electric car sau altă clasă care derivează car, o să am eroare de compilare. Clasa e marcată ca finală, nu poate fi derivată. Asta e a doua situație. Iar al treilea loc unde pot să întâlnesc final, nu prea are sens în contextul ăsta, dar o să-l scriu de dragul de a-l scrie și de a înțelege conceptul. O să mă duc, de exemplu, la move și să zic public final void move. Ce înseamnă asta? Deci la nivelul metodelor abstracte, acest final blochează supradefinirea. Eu într-o clasă derivată din car și de asta am zis că nu prea are sens că am marcat și clasa ca finală și atunci nu am voie să o derivez, dar să zicem că n-am fi avut final la nivel de clasă. Pentru o clasă derivată din car, această metodă nu mai putea fi supradefinită. Se moștenea implementarea de aici și cu această implementare rămâneam. Nu puteam să o mai schimb. Și acum, tot ziceam că vă zic ce e cu acest override, da? Ea se cheamă adnotare, poate să lipsească și dacă îl șterg și dau run, codul merge exact la fel ca înainte. La ce mă ajută adnotarea? Verifică dacă, știți că supradefinirea se întâmplă doar pentru metode care au absolut aceeași signatură. Adică și în clasă de bază și în clasă derivată, metoda se numește la fel, are aceiași parametri, returnează același tip de dată. Eu dacă nu scriu, uite, zicem aici mâncam un O, da? Sau uite, scriam MOV și mai puneam un X în plus, MOVX. Da? Pentru că am directiva deasupra AddOverride, adnotarea îmi spune metoda MOVX nu există într-o clasă sau interfață, dar nu există în clasele sau interfață de bază, adică nu există nici în vehicul, nici în taxable. N-ai cum să o supradefinești, că nu există. Pe când dacă eu nu avem acest override și greșeam numele metodei, mă lăsa în pace. Spunea, ok, bine, deci el vrea să fie metoda MOVX. Și atunci o interpreta ca și o metodă de aici și, uitați, imediat aveam eroare de compilare, spunea, ok, dar unde e metoda move? Era abstractă și trebuie supradefinită. Da? Deci asta face, verifică la compilare acest tot override dacă în clasă de bază există sau nu există o metodă care se poate supradefini. Încă o chestie pe care vreau să o adaug. Hai să vă arăt și cum se face o clonă corect, 100% corect. V-am arătat și data trecută cu acel, cu supradefinirea lui clon, dar ca să fie 100% clona corectă, mai era o etapă plus și n-am vrut să vă spun data trecută pentru că nu discutasem încă despre interfețe. Da? Deci eu încă am problema acum, o știți perfect de la clonare, dacă vin acum și spun car C2 egal cu car și modific, da, vin aici și zic car.set capacity 1900 și afișez, hai să modific, uite, pentru C2, C2.set capacity și fac sysout de car, un get capacity, o să-mi afișeze tot 1900. Da? Se copiază referința, am discutat. Și cele două pointează către aceeași zonă de memorie și spuneam că rezolvarea e să supradefinim clonul și chiar să-l facem public. Doar că trebuie cumva și să anunț lucrul ăsta. Adică, ok, și de unde vor ști alte clase care au nevoie să încloneze clasa mea că eu am supradefinit clonul și nu e clonul moștenit din object? Dacă toate clasele derivează obiect, deci moștenesc clonul de acolo. Și de unde știe că eu l-am supradefinit și există în clasa mea supradefinit și nu e implementarea moștenită. Și atunci au intervenit cu o interfață specială pe care dacă o derivez, cum ar veni anunț că, hai să mergem la care, anunț că acea clasă a supradefinit metoda clon și că face o copie în profunzime. Iar interfața se numește clonable. Și atunci eu pot să zic aici implement taxable, virgulă clonable. Da? Am scris clonable,
Dar cu toate astea n-am eroare. Că derivam o interfață nu trebuia să supradefinesc o metodă. Și răspunsul e nu neapărat. În Java există și interfețe care sunt goale, cum e și cazul acestei interfețe. Vedeți, nu are metodă abstractă. Scopul ei e doar de a marca această clasă ca fiind serializabilă. Și dacă e să citim detaliile de aici, ne spune destul de clar că o clasă care implementează interfața clone indică faptul că metoda clone din object e ok să fie apelată pentru acel obiect și că se face o copie câmp cu câmp, adică un deep copy. Da? Apelul metodei clone din object pentru o clasă care nu implementează clonable, da? Dacă se face, de exemplu, un apel cu super.clone din object, aruncă clone not supported exception. Mă rog, și vă mai spune după aia că prin convenție, clasele care implementează interfața trebuie să supradefinească metoda clone care e protected printr-o metodă publică. Apoi spune, ok, vezi clone pentru detalii și iarăși mai subliniază încă o dată, această interfață nu conține metoda clone și nu nicio metodă ce poate supradefinită, așa că nu este posibil să clonați un obiect doar prin faptul că se derivează această interfață. Mă rog, și chiar dacă metoda clone este invocată reflectiv, nu este nicio garanție că se va reuși apelul. Ok, deci noi acum, chiar dacă am spus să implementez clonable ca să fim 100% ok și să nu se arunce acea excepție, despre excepții iarăși o să discutăm în laboratoarele viitoare, o să mergem aici și o să supradefinim metoda clone din clasa de bază. Doar că obiectul meu, dacă stau să mă gândesc, da? Adică car derivează vehicul. Și eu n-am cum să copiez numele, respectiv viteza, pentru că el este un vehicul și n-am setări și n-am cum să copiez. Și atunci, pentru o situație de genul ăsta, când o clasă derivează o altă clasă și metoda clone trebuie scrisă în prima clasă și apoi apelată în cea de-a doua. Da? Și atunci și vehicul va trebui să implementeze clonable. Și atunci, prin ierarhie, dacă vehicul derivează clonable și mașina derivează vehicul, nu mai e nevoie să pun clonable aici. Da? O să pun doar dincolo și automat și mașina e clonable. Da? Deci nu o să pun clonable aici, mă duc în mașină, în vehicul, scuze. Aici spun implement clonable. Da? Și supradefinesc metoda clone doar pentru vehicul momentan. Adică mă duc aici, pun move, merg la source, spun override implement methods, selectez clonul din object, da? Vedeți că el, pentru că am spus acolo implement clonable, deja l-a bifat, spun ok, da? Ea aruncă o excepție, iarăși despre excepții în laboratoarele viitoare, și aici cum trebuie să fac? În primul rând, schimb protected în public, asta spunea și interfața respectivă, când se implementează clonable, pot să fac metoda publică. Și aici o să spun așa, de obicei nu se preferă new. Aici ar fi chiar imposibil, având în vedere că vehicul e o clasă abstractă, eu nu pot să zic niciodată new vehicul ca să clonez obiectul. Și atunci se apelează tot timpul metoda din clasa de bază. Adică eu să zic ceva de genul ăsta. Vehicle copy egal cu super.clone, da? Cu cast la vehicle, fapt care îmi va clona obiectul, da? Deci în situația asta apelul clonează într-adevăr, dacă eu aici am făcut chestia asta, am scris asta de cod și aici n-am zis implement clonable, îmi aruncă class not, clone not supported exception, dar nu e cazul să meargă, apoi copiez câmp cu câmp, copy.name egal cu name sau this.name, copy.speed egal cu speed și return copy. Da? Bineînțeles, niciodată eu nu o să pot clona un vehicul, că n-am cum să creez un vehicul, că e clasa abstractă. Singurul scop al acestei metode e să fie folosită mai departe de mașină. Da? Și acum mă duc în mașină. Deci pentru vehicle super e object. Pentru mașină super o să fie vehicul. Deci mă duc în mașină acum. Mă duc undeva mai jos aici și iarăși vin și zic click dreapta. Source, override implement methods. Acum clone nu mai e în object, e în vehicul, așa că expandez aici vehicul și bifez clone.
Da? Că acum îl supradefinesc din clasa de bază. Clasa de bază fiind vehicul, nemai fiind object. Spun OK. Da? Și aplic aceeași regulă. Da? O să am car copy egal cu car de super.clone, da? Care va duce la apelul celui din vehicul, că el e super acum. Apoi copiez câmp cu câmp, copy.ce ne mai rămas, color egal cu color, copy.capacity egal cu capacity, aici toate câmpurile care trebuie copiate, toate câmpurile clasei, la sfârșit return copy. Și abia acum am o copie 100% ok, da? Un deep copy corect din punct de vedere al limbajului. Iar în main, o ziceți, bine, păi și eu cum verific acum dacă derivează sau nu derivează clonable? Există sintaxa instance of și operatorul instance of. Adică eu acum dacă vreau să știu sigur că pot clona mașina, o să zic așa. Adică chiar se reușește clonarea și nu-mi face un shallow copy, pot să zic if car instance of clonable, atunci vreau să fac chestia asta. Și în chestia asta o să zic, adică aici să zic car c2 egal cu car.clone, care întoarce un object și atunci e nevoie să-i fac cast la car și care poate arunca excepție și e nevoie să tratez excepția, așa că de data asta o să o luăm ca atare, dar ca idee o să explic pe viitor cum se face această gestionare a excepțiilor sau tratarea excepțiilor. O să dau click aici și o să zic add throws declaration. Da? Și mi-ar pus la nivelul main-ului că main-ul aruncă clone not supported exception. Sau varianta a doua era să spun aici click surround with try catch, care era ok și asta. Da? Și atunci o să mut codul de aici și gestionez excepția locală. Mai revin la supra subiectului excepției. Da? Și fac ce? C2 egal cu car cu clon. Și acum dacă rulez codul mai departe, rămân cu vechea valoare, 1400. Deci așa se face corect clonarea. Hai să vedem cum putem exporta acum clasele create ca și o bibliotecă ce poate să fie refolosită în alt proiect. Da? Deci se pune problema, ok, eu am creat un pachet de clase. Chiar mai multe pachete, dacă e să luăm cuvântul pachet ca atare din Java, da? O bibliotecă de clase, mai multe clase, folosite pentru un anumit domeniu. Și vreau să-i dau cuiva aceste clase. Cum pot să-i le dau fără să-i dau acces la codul sursă, bineînțeles? Și atunci, problema e că diferite sisteme de operare folosesc diferite extensii și diferite tipuri de biblioteci. De exemplu, pe Windows se folosește DLL, pe Linux și pe macOS sunt alte tipuri de biblioteci. Mă rog, și astea se poate în două categorii, statice și dinamice. DLL-ul e dinamic, Dynamic Link Library. Doar că Java, fiind limbaj cross-platform sau platform independent, independent de platformă, nu poate să folosească ceva care merge doar pe Windows sau merge doar pe Linux sau doar pe macOS. Și atunci au venit cu propriul lor tip de bibliotecă, ca să traducem corect în limba română, library, care se numește JAR sau JAR, JAR, de la Java Archive. Și hai să vedem cum putem să mutăm acum toate clasele noastre, cu excepția main-ului, deci mă interesează car, vehicle și interfața taxable, să le export într-o bibliotecă pe care să o pot folosi mai departe în alt proiect de tip Eclipse. Dar nu neapărat. Un alt proiect Java, poate să fie de orice tip. Deci pot să dau acum, numai puțin, o să închid aici taxable, dau click dreapta pe proiect, la 3 în cazul meu, da? Click dreapta, click stânga, click dreapta, apoi export, de la categoria Java selectez jar file, jar însemnând și borcan în engleză, de asta iconița unui borcan, dau next, da? Și apoi mă întreabă, ok, ce vrei să exporti? Păi vreau lab 3, vrei să export și punct class 4.project, ăsta ajută dacă le import tot într-un proiect Eclipse. Da, să zicem. Dar de aici, din SRC, nu vreau și main-ul. Da, deci vreau doar celelalte pachete. Classes și interfaces. Apoi mă întreabă, ok, cum vrei să se numească biblioteca, ce user, mă rog, și locație. Aici, da? O să dau browse, să zicem că vreau direct în Java, da, Bogdanian cu Java, library.jar, ok, save. Vedeți aici, asta e locația, dăm next, apoi ne întreabă dacă vrem să exportăm
clasele cu erori de compilare sau clasele cu doar cu warnings, da? Cu atenționări, o să las clasele cu warnings e ok, cu erori de compilare nu. Next, ce mai avem aici? Dacă vreau să generez fișierul manifest sau dacă vreau să blocheze anumite pachete, nu, e ok. Și o să zic finish și mi-a făcut exportul. Da? Deci dacă mă duc acum pe disc, să mai duc o dată show in aici, System Explorer și mă duc în Bogdan Java, cred că aveam. Da? Găsesc library.gr. Și acum dacă creez un alt, în cazul în care creez un alt obiect, un alt proiect Eclipse, pot să import această bibliotecă și să refolosesc clasele car, vehicle și taxable. Și o să vă arăt și cum să faceți asta. O să creez un nou proiect. Da? Merg aici și spun file, new, Java project, o să zic lab3_jar-usage. Da? Scopul acestui proiect e doar ca să demonstrez cum se folosește un jar. Și apoi dau next, nu dau finish, dau next. Aștept puțin și aici în libraries mă duc și spun add external jars. Da? Deci vreau să adaug un jar extern. L-am găsit aici, dar nu vreau pe ăsta, vreau pe cel din workspace Bogdanian cu Java direct. Da? Pe ăsta de aici îl vreau. Spun open și apoi dau finish. Și când îmi creează proiectul, vedeți aici la 3 Java usage, dacă ne uităm, n-am încă în folderul stricâna nimic, dar la biblioteci referențiate am library și aici pot să văd clasele și cu meta informațiile, dar ele sunt deja binare, da? Adică în bytecode. Da? Pot să văd câte ceva, dar ăsta e bytecode, nu e cod Java. Nu pot să înțeleg foarte bine ce e acolo. Există decompilatoare dacă vreau neapărat să obțin înapoi codul Java. Și acum, ca să nu mai scriu încă o dată același cod, o să mă duc din coace în lab 3 și o să copiez pachetul main cu totul. Da? Deci dau control C pe pachet, mă duc în SRC, control V, am luat pachetul cu totul și acum dacă deschid clasa main de aici și o execut, o să vedeți că tot codul funcționează exact la fel, cu toate că clasele acum sunt într-o bibliotecă, nu mai sunt aceleași clase ca nu le mai am scrise, nu le mai pot modifica, ci pur și simplu ele sunt în biblioteca aceea. Acum, ca și idee, ce se întâmplă dacă am creat un proiect și apoi îmi dau seama că am nevoie de bibliotecă, nu e nicio problemă, dăm click stânga pe proiect, click dreapta, aici build path și fie dăm direct add external archives, fie dacă apare doar opțiunea configure build path, dăm pe configure build path și ajungem în aceeași fereastră aici și dăm add external jars și adăugăm jarul respectiv. Acum, nu o să mai insist pe asta, dar vreau să vă spun și lucrul acesta. Dacă, de exemplu, ambele proiecte sunt în controlul meu, adică eu creez proiectul 1 care generează doar o arhivă de asta, un jar, și îl folosesc în proiectul 2, o să fie enervant ca să stau să export din proiectul 1 jarul la fiecare modificare, să-l import dincolo, îl export din primul, îl import dincolo. Și atunci, pentru situațiile în care ambele proiecte sunt în controlul meu, dar nu folosesc o bibliotecă creată de altcineva, o posibilitate mai ok e să merg aici în project și să adaug celălalt proiect aici, da? Require projects on the build path. Și în felul acesta, când vreau să fac aici ceva nou, da? Și am nevoie de cealaltă versiune, de fiecare dată când fac o modificare în primul proiect, cel care ar trebui de fapt să exporte jarul, se vede modificarea și în acest proiect. Da? Ca să nu mai stau de fiecare dată să export, ci să import jarul. Asta pentru proiecte mai complexe, normal.